Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Curier de Top. Astăzi o să vă explic procedura prin care am trecut ca să obțin o dovadă de circulație și înainte să încep acest videoclip, aș dori să răspund la niște întrebări ce mi-au fost adresate de un motovlogger cunoscut din România, mai exact MotoExplore. El având trei întrebări, eu o să trebuiască să fiu băieța și o să-i răspund la întrebări. Ce pot să vă spun mai mult? Prima întrebare pe care o are este cât bagă boss. Și aici cred că se referă la viteză. Păi cât să bage fratele meu? 105 suficient ca să mă duc la tatăl ceresc. Lăsând gluma la o parte, haide să trecem la a doua întrebare. A doua întrebare fiind când faci fan meet? Fan meet nu cred că se va întâmpla, că deoarece pentru că fiindcă va trebui să fiu răspunzător pentru celelalte persoane. Și haide să trecem la ultima întrebare. Ce recomand pentru a 1? Un scooter, fratele meu, ce crezi că aș putea să recomand? Nu stau să schimb 10 trepte ca să ajung la viteza 60-70. Și da, sunt conștient că asta e întrebarea adresată de puștanii de 16 ani. Ce pot să vă recomand? O bicicletă? Nu aveți experiență în trafic, e foarte periculos. Nu v-aș sfătui să dați la 16 ani. Da, ce pot să vă spun? Nu vă încurajez nici să dați de permisul B, categoria B. Eu am permisul de categoria B și am maxim 300 de kilometri. Nu mă atrage pe mine o mașină, aia e partea a doua. Dar pot să citesc foarte bine traficul, făcând 40.000 de kilometri pe an. În fine, nu contează. Și ca să fac puștanii de 16 ani fericiți, o să vă spun, depinde ce-ți place. Chopper, naked, sportivă, e fix personalitatea ta, oarecum. Tu alegi. N-am cum să aleg pentru tine. Majoritatea motocicletelor și scuterilor de A1 au majoritatea undeva până în 15 cai. Cam toate sunt la fel. Doar esteticul este diferit. Dar haideți acum să trecem la subiectul principal și să vă explic ce și cum despre permisul meu. S-a întâmplat acum o lună. Am avut un incident rutier în care eu am fost persoana vătămată și autorul în același timp. Așa că cei de la brigada rutieră s-au sesizat și mi-au reținut permisul și este încă în cercetare. Sper că până în august, din ce mi-a spus inspectorul, domn polițist, nu știu exact ce funcție are, mai exact pentru că nu mă privește, mi-a spus că undeva până în august ar putea, dar nu garantează nimic. Așa că haideți să ne ducem înapoi în trecut, să vorbim despre accidentul în sine. Am sunat la ambulanță după o jumătate de oră în care, după ce s-a întâmplat accidentul. Când s-a întâmplat accidentul, am sunat la poliția sector 6, eu neștiind că trebuie să sun la 112, am crezut că o să fac un abuz, dar nu făceam oarecum. Și că trebuia să... Da, am vrut să vină cei de la poliție să facă o constatare. Cei de la poliția sector 6 mi-au spus că nu fac ei așa ceva, s-au consultat între ei, au spus că cei de la Honda ar trebui să facă, nici eu nu știam ce să fac. După o jumătate de oră de adrenalină în care nu am simțit nicio durere, a început să vină durerea aia mare. Stomacul în sine a fost o teroare, nu pot să vă spun, am crezut că am organe distruse, la coaste am crezut că le-am rupte, spatele nu mai spun nimic. Așa că am sunat la salvare, cei de la salvare mi-au spus de ce vomit în sufragerie. Eu pot să vomit unde vreau, e casa mea, evident. De ce nu vomit efectiv în baie? Pentru că așa m-a luat, ce pot să spun? Nu știu cum aș putea să-ți răspund ție la întrebare. Nu mi-au oferit nicio targă, se putea, nu știu ce să zic, au avut o dotare. Când m-am dus pe picioarele mele, m-am dus în ambulanță, m-au așezat într-un scaun normal, eu nu mai puteam de durere, așa că m-am așezat pe targă. După ce am ajuns la spitalul universitar, nu mi-au oferit o targă și nu știam ce e cu mine. Așa că m-am întins în mijlocul spitalului, unde sunt camere și toate cele, și toată lumea se uita la mine. De ce sunt întins, că îi fac de râs, că nu știu ce, nu mă interesează. Nu mai pot de durere. După o jumătate de oră mi-au dat o targă. Nu mai puteam de durere, efectiv, nu mai puteam. Și cam aia e. Ne-au înghesuit pe toți într-o cameră la mai puțin de 15 cm, aș spune, și nu m-au lăsat să am vizitatori. Noroc că am avut o sticlă de apă. Era un băiat care nu băuse apă de 6 ore, avea sânge în gură și
În 6 ore m-au pus să mă duc la mai multe camere, nu știu termeni medicali, așa că nu pot să vă răspund exact unde am fost. Au verificat dacă am organe distruse sau ceva oase rupte, din fericire am scăpat ca prin minune și permisul meu este încă reținut pentru... e în cercetare. Eu fiind autorul, eu fiind persoana vinovată, spun ei. Pentru că cei de la Drumuri și Poduri nu și-au făcut, nu și-au dat interesul să pună un indicator pe șosea, el fiind efectiv pe trotuar, în zona pietonală. Iar ce privește de permisul meu, încă nu știu cu exactitate, nici orientativ să vă spun. Orientativ, v-am spus în episodul trecut că poate un an, doi. Acum sper la mai mult, sper că până în august să fie totul rezolvat. Eu am pierdut traseul. Data în care eu trebuia să dau traseul pentru A2, eu nu pot să-mi conduc motocicleta și acum ce pot să vă spun, o să mă duc la DRPC sau DRPCIV, cum vreți voi să-i spuneți, și o să le aduc o dovadă expirată și sper să nu fiu refuzat, având în vedere că am fost informat de brigada rutieră că în perioada stării de alertă, dovada de circulație se prelungește automat, acum să vedem ce și cum. Iar acum vă veți întreba, de ce am eu dovada de circulație expirată? Ei bine, eu trebuia să o primesc de mult timp. Polițistul care s-a sesizat la spitalul universitar și-a făcut datoria, într-adevăr. Dar unii polițiști de la brigada rutieră, nu prea. Deoarece eu am fost acolo, mi s-a spus că este închis având în vedere că pe internet este non-stop. Mi s-a spus să vin a doua zi, am fost a doua zi, mi s-a spus de alt polițist că dosarul meu e deja trimis, mai departe, dar nu mi-a spus nimeni de dovadă. Aia e chestia, aia m-a deranjat. Și a treia oară după ce am fost la brigada rutieră, în sfârșit mi-a venit dosarul. Deci, mi-am luat și dovadă. Și totul a fost, a decurs cum am vrut eu, așa că sunt fericit. Pe moment. Atunci nu am fost fericit. Ce concluzie pot să trag acum? Infrastructura din România e prostă. Da, sunt conștient, dar nu pot nici să judec și nici să condamn. Poate nu sunt destule taxe plătite, dar mă îndoiesc. Iar legile din România sunt foarte, 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 foarte proaste. Nu pot să spun mai mult de atât și nici nu pot să creez o lege. Majoritatea polițiștilor nu-i condamn, ei doar aplică legea, la legea din România. Legile din România, că sunt mai multe, sunt foarte proaste. Așa că vă las cu experiența mea cu brigada rutieră, cu ambulanța și cu accidentul pe care l-am avut. Sper să ne vedem la următorul episod și vă încurajez să conduceți cu atenție și să învățați din greșeala mea, cu toate că nu puteți să evitați toate gropile din România. Eu cu 2 luni în urma accidentului îmi înduisem janta din cauza unui grop și toate cele bune ce pot să spun.